Managerul era adus seama cu mine. Și presupun că aveai 19 ani. Nu mai. Aveam 20, lunile trecute. Eu încă lucram la magazinul de dulciuri, știi? Și am zis că aș vrea să lucrez în domeniul ăsta, știi, în salon, că tot îmi place și tot. Și când am văzut, că am zis că mă duc o zi să văd cum e și așa mai departe, și când am văzut cum e, am zis că nu. A, rochița aia! Da, cu ea. Uite la mine. Mhm. Și în spatele cuite pui. Da, chiar, în spatele cuite pui. Hatice. Termina. Cred că în spatele lui Vlad. Tu? Eu. Consider că o să am un day minunat pe el. Bine, dacă nu se mai merge eu. Cine se pună? Nu, glumeam în spatele lui Vlad. Nu știu, frate, unde să mă apun, cred că ar trebui să mă pun la poartă, la intrare. Ghiță! Pe bune. Faza este că, nu știu, aș putea să mă pun la oricare, că... Eu nu am și spus, da. După cine știi explicat? De ce te-ai pus în spate? De ce? Nu știu. Efectiv de... Aș te pui spate, nu-mi las. Cine este o persoană care nu te plictisești? Păi da, dar Vlad a spus că lui îi place de mine sau ce. Nu mai avut treabă cu ea. Când am băgat lingerie și din astea așa am exagerat.